Ortodoxi, vă salut în numele Domnului Iisus Hristos și doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru ziua de astăzi aș dori să aduc câteva gânduri pentru învățătura și hrana noastră spirituală din cele patru pasaje care au fost propuse. Mai întâi din cartea profetului Ieremia găsim un cuvânt pe care poporul Israel îl numea la vremea respectivă un cuvânt de amenințare din partea Domnului. Nu era un cuvânt de amenințare, ci era un cuvânt de avertizare. Și învățătura pentru noi astăzi aș vrea să fie aceasta: Dumnezeu nu amenință și Dumnezeu nu mustră pe cineva de dragul unei mustrări, ci Dumnezeu avertizează ca oamenii să-L caute pe El, să se întoarcă cu inima la El, și Dumnezeu nu dorește pedepsirea sau anihilarea cuiva, ci dimpotrivă. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul nu dorește moartea păcătosului, ci dorește ca păcătosul să se întoarcă la Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu adresează un cuvânt de mustrare, un cuvânt de avertizare pentru careva, pentru oricare dintre noi, pentru că avem parte și de așa ceva, să înțelegem întotdeauna că Dumnezeu ne dorește binele și dorește pocăința și apropierea noastră de El. Și spun din toată inima, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și Dumnezeu să ne ajute. Apoi, din al doilea pasaj, 2 Tesaloniceni, Apostolul Pavel are pentru noi o învățătură în ce privește rugăciunea pe care trebuie să o adresăm pentru slujitorii Domnului, pentru frații noștri de credință, care sunt implicați și suntem cu toți implicați în același război spiritual. Și rugăciunea aceasta, Apostolul Pavel adresează câteva direcții înspre care să fie canalizată. Și în primul rând, Apostolul Pavel solicită bisericii din Tesalonic să se roage pentru el și colaboratorii săi în privința unei protecții divine, așa spune versetul 2. Rugați-vă ca să fim izbăviți. Avem nevoie de mâna lui Dumnezeu, de protecția lui Dumnezeu, de harul protector care vine din partea lui Dumnezeu. Apoi, o a doua direcție spre care îndreaptă Apostolul Pavel gândul credincioșilor, o găsim în versetul 3, spune: Domnul este Cel care vă va întări în vederea întăririi spirituale. Noi avem nevoie de consolidare, de întărire, și rugăciunea fiecăruia dintre noi pentru comunitatea în care suntem, pentru frații noștri, pentru slujitorii Domnului care duc o bătălie de primă linie, să spun așa, e nevoie de rugăciunea fiecăruia dintre noi în vederea întăririi spirituale. Și apoi o a treia direcție pe care o sublinează Apostolul Pavel este în vederea călăuzirii noastre. Versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu. E nevoie de o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Noi strategizăm foarte multe lucruri și nu cred că este greșit, însă avem nevoie întotdeauna de călăuzirea lui Dumnezeu. Ca o a treia învățătură din Psalmul 85, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă armonia desăvârșită între bunătatea și dreptatea lui Dumnezeu. E foarte greu să găsești echilibrul, să spun așa, între bunătate și dreptate. Noi oamenii ori suntem uneori prea buni, alteori suntem prea drepți, cu o anumită tentă de judecată, însă Dumnezeu este Cel care în mod desăvârșit e și bun, e și drept. Mă rog din toată inima ca bunătatea și dreptatea să se manifeste și în viața noastră, în relațiile cu semenii noștri, să ne dea Domnul înțelepciunea să fim și buni și drepți. Domnul să ne binecuvinteze. Și ultimul gând din cartea Proverbe, cuvântul Domnului spune: dacă dai peste miere, dacă dai peste ceva bun, să ai cumpătarea de a nu folosi mai mult decât e normal. Dați-mi voie să vă spun că în multe lucruri găsim o anumită plăcere în viața aceasta, chiar în lucrurile pământești. Și Apostolul Pavel spunea: toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Dați-mi voie să vă îndemn să găsim întotdeauna cumpătarea în a ne bucura și a folosi lucrurile pe care ni le dă Dumnezeu pe pământul acesta, pentru binele pământesc
pe care îl avem și în viața aceasta. Domnul să ne dea înțelepciunea și cumpătarea de care avem nevoie. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și vă doresc har, pace și binecuvântare de la Domnul. Amin.